Hei, bună dimineața, prieteni! Astăzi, hai că ați văzut deja din denumirea acestui vlog, da, am pierdut pariu, da, m-am uitat și eu pentru prima dată la fotbal, pentru prima dată la un meci până la capăt și am ținut cu Anglia. Deci eu nu am nicio problemă, țin și cu Italia și cu Anglia, nu contează, dar am zis că hai, pentru un pariu să țin eu cu Anglia. Deci m-am apucat pe mine să țin cu Anglia. Și Cătălin ține cu Italia. Și am pus pariu. Dacă pierd eu, trebuie toată ziua să merg fără tricou, doar în sutien. Oriunde aș merge, merg doar în sutien. Nu în sutien normal, în sutienul de la costumul de baie, vă dați seama. Și dacă pierde Cătălin, va trebui toată ziua să se descurce vorbind doar în română. Ok, deja ați văzut că am pierdut eu, da? Nașpa. Pentru că astăzi mi-am plănuit să merg să iau niște suveniruri pentru prietenii mei din bazar, așa că eu n-am nici cea mai mică idee ce o să fie acolo. Sper să fie ok, pentru că totuși arăt într-un fel, nu? N-arăt ok să merg așa în bazar. E, în fine, acum mergem la masă să mâncăm la masă în sutien! Încă nu este nimeni, de-aia merg așa. Încrezută. Imediat, ajungem jos. Să vedem. Mai da, să-mi pun așa o leacă. Mama, bună dimineața! Bună dimineața! Totuși suntem la mare, eu sper că pentru oameni nu o să fie ciudat că eu vreau să mănânc în sutien, în costum de baie, dar o să vedem pe loc. Ai noroc că ai părul lung! Dar îți dai seama dacă l-aveam scurt, mă duceam așa la... Doamne! Nu, hai, facem așa. Hai să mergem să mâncăm. Oh, nu cred. Nu cred că m-am pornit în sutien la masă. Dimineața mea am început cu o mare rușine. Vai de capul meu. Am vrut să intru în... să merg la masă. Și m-am oprit o doamnă la intrare și mi-a zis No, t-shirt. Auzi, Alina, nu o lasă pe Iuliana sutien să intre în... să mănânce? Vai, ce facem cu ea? Nu o lasă să intre în sutien să mănânce Iuliana. Eu care vreau să mă îmbrac într-o cămașă să merg să mănânc, până la urmă am decis să nu mai merg să mănânc, să rămân în cameră și o să merg direct la piscină. Și o să mănânc undeva pe afară, unde să găsesc eu să pot să mănânc. Pentru că nu, am pierdut pariu. Astea sunt consecințele. Da, mă? Da. Pa, poftă bună. Hai, eu merg. Eu să duc în cameră, dar, bă? Da. Hai. Cât mănâncă părinții mei, eu am decis să vin cu Alina să ne plimbăm puțin pe aici, dar am rămas tot în sutien, după cum vedeți. Arăt puțin cam ciudat, dar m-am obișnuit deja. Eu mi-am aici toată vara. Și toată eu, chiar e foarte mișto. Aici, în resort. Apropo, suntem în Turcia, suntem la un resort foarte mișto, la Ela Resort. Că, și este foarte, foarte, foarte mișto aici, pentru că de când am venit, sincer să fiu, deci nu mă simt cumva incomod să zic că sunt în vacanță. Mă simt exact la fel ca acasă, deci... Oamenii de aici sunt atât de prietenoși, sunt atât de mișto și noi ne simțim foarte bine pentru că sunt o grămadă de activități pe care putem să le facem aici în resort, la el la, da, uite, la el la resort. Chiar mă gândeam că am trecut ieri pe lângă o chestie cu Kidsland. Și da, pe sunt lângă foarte mult... și mi-am dat seama că noi n-am încercat chestia aia cu Kidsland. Da, oricum eu mi-am dat seama că este un hotel special pentru familii, pentru prieteni, ca să veniți aici. Să știți că datorită la toate activitățile de aici, cu siguranță nu o să vă... Da, 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 nu mai ieșiți de aici, o să vă apropiați mult mai mult de familia voastră, o să petreceți mai mult timp cu ea pentru că o să vă fie foarte interesant alături de ei. Da, dar totuși trebuie să mergem azi la topogane, că nu? Da, trebuie. Mi-e înfrâng și frica asta. Acum am bat cu capul în apă și trebuie să mă dau și în topogan. Ok, hai să vedem. Deci,
ca să înțelegeți, noi stăm în hotel, într-o cameră de hotel cu vedere la mare și cu jacuzzi, dar aici mai sunt niște case pe apă, care se numesc Lake House. Vrem să trecem acum pe la ele, să ne plimbăm cât părinții mei mănâncă și o să vă arăt și vouă cum arată un Lake House, pentru că arată foarte, foarte tare. Aici, apropo, este restaurantul nostru preferat, La Perla. Mâncăm acolo în fiecare seară și este foarte bun. Nu știu cum noi să în lumânări. Serios? Aici nu se suflă lumânări? Nu! Oh my god! Apropo, țineam neapărat să știți și voi că astăzi este data de 12 iulie, adică astăzi, după concertul lui Zivert, concertul mult așteptat, pe care nu l-aștept doar eu, dar l-așteaptă tot resortul, tot cei care stau la Ela Resort, o să fie ziua mea, se va face ziua mea, pentru că concertul va începe la 10, de obicei concertele țin 2 ore, așa că voi sărbători ziua mea fix după concert, ceea ce este foarte tare, abia aștept. O să-mi sărbătoresc ziua aici, cred că este locul perfect unde pot să-mi sărbătoresc ziua alături de familia mea și alături de familia mea doi. Am ajuns la Lake House, după cum vedeți. Îmi place foarte mult că piscina aici este foarte liberă. Tocmai ce am ajuns la piscină, prieteni, aici eu mă simt în largul meu. Dacă tot aici trebuie să fiu în sutien, adică în costum de baie, aici chiar trebuie să fiu în asta îmbrăcată. Adică eu nu sunt cumva diferită de ceilalți la piscină, sunt exact ca toți ceilalți. Așa că noi o să mergem puțin în piscină, cât mai filmează mama un pic pe aici, că după aia toată lumea merge la mare și doar eu rămân la piscină, pentru că mie îmi place mai mult la piscină decât la mare. Să înțelege de ce nu-mi place la mare. Pentru că rămâne sarea pe corpul meu și îmi place. Oricum, aici sunt o grămadă de piscine foarte, foarte, foarte mari. După cum v-am zis, și alea sunt topoganele despre care vorbeam eu. Neapărat trebuie să veniți la resortul Ela Resort, pentru că o să petreceți timpul extraordinar alături de familia voastră. Eu astăzi am hotărât că vreau să o conving pe mama și pe tata să se dea cu mine în unul din topogani. Pentru că sunt foarte amuzat. Asta de dimineață nu este la fel de caldă ca în timpul zilei, dar eu acum. Da, ce mișto e. Uitați-vă ce are Ana în mână, deci eu nu cred așa ceva. Ce frumoasă e tu când la noi, măi! Nu cred așa ceva! Ceea ce mi se pare foarte tare în acest resort, la Ela Resort, și ceea ce n-am mai văzut în alte resorturi sau hotele, este că dacă ai poftă de mâncare în timpul zilei, poți liber să vii aici într-un restaurant și să-ți iei orice fructe vrei tu, înghețată, dulciuri, pentru că toate astea sunt incluse în prețul sezonului. Așa că haideți să alegem ceva să mâncăm. Mă pot să iau din fiecare câte una. Yeah. Just one, yes. And vrei asta? Ok, this one. And can you put here one of this? This? Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Eu care n-am mâncat de dimineață, acum m-am trezit să mănânc fructe. Sunt cea mai fericită. Măcar pot să mănânc și eu ceva. Deci când afară este prea cald, puteți să veniți să jucați tenis de masă. Oricând vreți voi. Și cel mai mișto este că puteți să jucați asta la umbră. Tocmai ce am ieșit în fața hotelului, asta este intrarea de la hotel, și mergem în bazar. Mergem să cumpărăm suveniruri pentru prieteni. Exact, și pe lângă suveniruri mergem să cumpărăm șampanie, da, pe care o să deschidem la ora 12. Seară, la mea. Da, eu și da, merg cine sună lumea pe telefon în continuu? Măi, arată un sutien? Arată ca un sutien? Nu, arată ca un costum de baie. E sutien. Hai, să vedem. Hai, tu hai pe aici. Hai, ți-e rușine? Tatuaje. Hai. Hai să facem tatuaje. Uite, ne oprim aici, facem tatuaje. Nu mai cumpărăm suveniruri, pentru că le cumpărăm din aeroport.
Dar de ce stai așa? Așa, stai normal. Asta sunt tatuaje permanente. Da. Nu, încă nu s-a tatuat. Da. De ce? Hai, Iuliana, plimbă-te. Băi, să uite toți la mine. Iuliana, dar... Okay. Nu? Băi, să uite toți. Păi ai pierdut pariu. Hai. Nu, te-ai înroșit. Te-ai înroșit. Te-ai înroșit foarte tare. Dar uite-mi dreapta ta, când se uite la mine. Se uite toți? Nu mai, hai, am făcut o probă, mai adus până aici. În câteva ore cântă Zivert, mie mi-a 4 ore să fiu gata, hai să fiu gata. Nu, hai să mergem până acolo și gata, mergem până acolo. Băi, mergem până acolo, hai, hai, hai mă, hai. Mergem până acolo și ne toacem, nu pățești nimic. Bă, eu nu merg așa până acolo. Nu? Păi ai pierdut pariul, ce facem? Păi, sunt în stil, sunt nu, în stil. Nu, trebuie să stai toată ziua, să faci shopping. Păi da, dar eu azi nu vreau să fac shopping. N-am ce cumpăra. Hai să uit, chemăm un taxi. Știți așa la mine, hai să chemăm un taxi. Ce încerci să acoperi acolo cu părul? N-ai părul destul de lung. Ok. Merg așa la plajă. Hai măcar, hai până la șerbet aici, până la dulciuri. Hai. Nu, hai pe aici. Nu, e ok, e ok. Nu, se uitau prea... Da, nu, ai văzut? Am văzut, da, se uitau prea insistent. Și să nu uităm că suntem într-o țară musulmană și nu e frumos, nu e ok. A? Hai, încheie-te. Gata? Da. Gata, da, da, consider că ți-ai îndeplinit. Și acum, gen, dacă mă întorc înapoi e frumos, da? Acum, da, dacă te duci înapoi e frumos. E ok, ți-ai îndeplinit, pariul e ok. Pedeapsa a fost îndeplinită. Ai mers 20 de metri. Am mai mers și prin hotel. Fost în hotel e hotelul de la mare. M-a dat afară, înțelegi, la masă. Nu pot să-mi zic că... N-am văzut, dar o să văd pe vlog. Dar n-am filmat. N-ai filmat? Ok. Te consideau aia la mine, așa. Nu, că, da. Nu vrem să fim arestați pe aici. Din cauza ta. Ok, hai să mă taxi. Hai să mergem la mare. Mergem pentru că astăzi suntem liberi. Yeah. Ah, vreau neapărat loțiune, trebuie loțiune de plajă, mi-a zis Natalia să iau. De unde iau loțiune de plajă? Dincolo, cred că găsim, că acolo erau... Trebuie neapărat loțiune. Deci uitați-vă un pic cât de mișto aici. Eu, când am trecut aici prin centru, cum ai zis, nu am văzut pe aici. Eu m-am uitat, am zis, bă, cu siguranță nu vreau să vin aici, pentru că arată în gama spate, deci într-o parte asta am așa. Nu m-am dat niciodată în viața mea. Mulțumim pentru după plajă, pentru înainte de plajă, pentru mijloc plajă. Nu? Ce poftă? Hai, vrei să iei, să mănânci? Nu, ăștia erau biscuiții mei preferați, mi-era mică. Ok, nu facem reclamă. Așa arată. Wow. Nu uitați să vă cumpărați și voi biscuiți din ăștia, pentru că sunt foarte, foarte, foarte buni. Sau nu? Te-ai speriat? Ce? Deci s-a speriat de iepurile ăsta. La face în râd. Cu camera ascunsă. Da, chiar lăsă frumos. No, chip. 17, euros. Romanian, do you know Russian? I don't понимаю you. M-a ținut azi toată ziua, m-a ținut nebunit. Sute de apeluri.
mesaje pe WhatsApp. A pus Iuliana din greșeală numărul meu și m-a ținut bunii de cap. Nu mă mai sunați, vă rog. 357 de calorii. Doamne, ferește. Nu credeam să ajung să o audă Iuliana că numără caloriile. Ia. Asta nu cred că e de mâncat. Crezi că e de mâncat? Da. Da? Ce gust are? Mai? Dar ce gust are? Bine, nu știu dacă vreau să o iau din mâna ta, că ai pus mâna pe multe chestii. Nu, ce, să o iau de pe degetul tău și să o bag în gură? Hai. Deci eu trebuie să bag chestia asta în gură de pe degetul ei? Miroase a mentol. Hai. Ce e asta, frate? Nu bag eu plastic, dar nu bag plastic din ăsta în gură. Mănâncă o dată, mă enervez. Haide. E bun, chiar e bun. Mai am luat un microb de pe degetul tău. Dai gumă, haide. Haide. E gumă. Ah! Iac. Mamă. Iac. Deci asta e o chestie în loc să te speli pe dinți, te dai cu baciul folie de aia în gură și ai efectul a 100 de spălări pe dinți, ți arde gura. Pea. Say hi to Romania. Oh, hello, Romcifa și pronto de Romania. Yes. Haji. Haji, how are you? King. Watch. You are the king. Yes, I am king. Good, good. El este domnul de care... Hi, România. Very nice to be with her. Yes, yeah, Juliana. Juliana is yes. Good girl. Yes, we like of her. Course. We love it, Juliana. Thank of you. Of course. Thank you. Thank you. Thank you so much. You are very kind. Thank you. Thank you. And tell them your name. My name? Yes. My name is Abdullah. Mr. Abdullah. Juliana. Yeah. Very kind man. Thank you. Very thank good you. Man. She is beautiful. Thank you. Yeah. Este domnul de la care m-am cumpărat eu inelul cu brad. No, pardon. De la care? Bravo. Ah, ah, bine, come everybody Belek from Romania. Da, come here. Everybody for holiday to Belek, yes. Romania. You are good businessman. El este domnul de la care Cătălin cu Alina mi-au cumpărat cadou de ziua mea acest inel, acest colier și această brățară de la picior, care efectiv o ador, Doamne, deci vă mulțumesc enorm de mult, le-am mulțumit deja. Ce drăguț, oh my God, deci gata, putem să zicem că asta e o despachetare de cadouri. Exact, uite, vlogul ăsta are multe. Despachetarea cadourilor, mergem la concert, am mers, am gustat chestii în nașpa. Bă, aici e un vlog amestecat. Mr. Jimmy, Mr. Jimmy. Okay. Italia, I'm here. Do you like Juliana? I like everybody, but especially this young girl. She's the number one. Thank see you. My take care. Thank you. See you. Bye. Bye. Dar taxi nu îl rugăm să-l chemi. Ba da, o să rugăm să-l chemi și taxi. Hai, mergem. Hai. Da, taxi de aici, măi, uite taxi aici. Pronto, ciao, ciao. Filmată. Păi le place, îți dai seama? Eu cred că le place, mă. Da, le place. Îți dai seama ce vlog faci? Yes. Ok. Care o fi, nu contează. Știi că noi nu vorbim... Care e rânduiala la ea? Ok. Which? Acum ne-au trimis la 3 taxiuri diferite. Ne-am urcat în taxi, hai, ce facem? Nu o să mai venim aici. Yes, Ela. Ela Quality. Hi. Hi. Say hi to Romania. Romania? Oh, yes. You know someone from Romania? Chica Haji? Da, să că nu știu să vorbească. El știe unde mergem. Da. I-a zis? Da. Toată lumea știe de resortul nostru, înseamnă că e unul foarte mișto. Oricum e foarte mișto. Și cam atât a fost, dragii mei, pe astăzi. Sper foarte mult că v-a plăcut acest vlog. Eu vă pup pe toți și pe data viitoare. Pa!